Ce mai faceți, mă, prietenul? N-am mai postat de mult și nu v-am mai întrebat. Ia uitați ce vă arăt eu azi. Switch art multicolor, dar în cazul de față este unul pe alb. Mai pe românește, este un mangold. Deci asta vă vând eu dumneavoastră, mangold. Ce, vreți să vă arăt unde e mâna și unde e... Ce, încape doar pe mică particică, mă. Din imensitatea asta de frunze. Ăsta este mangoldul. Vedeți ce pețioale e vorba de... Văd că face și pui, puișori, se mulțește și mai mult. Lângă avem înghesuit încă unul mult mai mic, dar mai avem înghesuite pe aici încă două. Unul cu pețiolul galben și unul cu pețiolul roșu. Dar erau micuțe și, na, vedeți? Eu practic l-am tăiat și el dă din nou. Acum, dar nici nu l-am udat, hai, dacă îl udam, dătea și mai bine și mult mai repede. Dar ăsta este mangoldul de vi-l vând eu dumneavoastră, care este peren, poate fi plantat în orice moment al anului, chiar și acum. Solicitați dacă doriți semințe. Varza cale, în momentul de față, este în floare. Bineînțeles că le adoră albinuțele. Varza cale pe roșu, mă rog, vișiniu ăla, mov, dar și varza cale nero. Însă, ce să mai ați văzut? Ăsta este mangold sau switchyard. Vedeți? Frunzoaie de mangold. Cine dorește, mă anunță. Deci varza, și în momentul de față, varza cale este înflorită. Bine, au început să cadă și să apară teculețele, bine, nedezvoltate, că astea se fac lungi, de vreo 10 cm, dar practic tocmai a căzut floare. Și sunt varza cale scarlet, mauve, cum am zis, cale nero. Uitați albinuțele ce-și fac de cap aici. Își fac de cap prin astea. Acu' e seară, ce pretenții să avem? Bananierii cu frunză, cu spatele frunzei pe roșu, puse în curte, gen le-am tăiat de la un anumit nivel și le-am plantat în curte, cei care iarna îi aveam în casă. Perea columnari, care anul ăsta văd că s-a mai lăbărțat, a crescut și s-a făcut frumos. Și bineînțeles au început să apară perișoarele, care sunt și ele peste tot. Oriunde te-ai uita, vezi pere de la părul columnar. Perele alea de 400 de grame una, dar a făcut 7 pere anul trecut. Anul ăsta se schimbă treaba. Anul ăsta face mult mai multe. Între și el pe anul 3, ce vrei. Deocamdată tot aceeași înălțime ca anul trecut, și anume 50 și ceva de centimetri. Dar, adică un pic mai sus de genunchi. Dar aruncă, aruncă de data asta. Aruncă destule perișoare. Și cum vă arătam, varza cale, nu știu ce, nu știu ce. Aici avem o rubarbă care se duce, se duce, se duce. O rubarbă cu imensitățile ei de frunze. Nu că switchyard-ul, adică mangoldul, le-ar avea mai mici, dar în fine. Mari, 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 foarte mari. Niște frunzoaie. Și de la astea se mănâncă doar pețiol. Deci acel pețiol. Până aici. De aici în sus, partea asta este otrăvitoare pentru om. De acolo în jos e ok. Să vă mai arăt odată, dacă tot am început, și evoluția curmalului chinezesc, cel de anul trecut pus din altoi micuți, un butaș de 10 cm, care a crescut și el cât de cât, 1,20 m, 1,30 m. Are un afin siberian la rădăcină, că așa pun toți pomii din curte. Dar
a intrat și el în vegetație. Că așa intră în vegetație curmalul chinezesc, târziu, foarte târziu, la finalul lunii aprilie. Și după cum vedem aici, deja are pregătiți, sau sperăm să vedem, deja are pregătiți, hai mă, focalizez, nu vrei? Nu vrei tu? Are pregătiți bobocii de rod. Acolo în bumbola. Și tot așa, deci mâncăm și curmale lang anul acesta. Bine, am mâncat și anul trecut, dacă ai idee. Ăștia fac din primul an. Și acum, ce să vă mai arăt pe aici? Niște Ginkgo biloba? Păi dacă vreți Ginkgo biloba, mă anunțați, domne. La toamna am să vă ofer. Sau încerc să scot cu puțin pământ pe lângă, să vi-l pun la ghivecel. Dacă doriți și de acum. Aici tot la fel am pus preventiv un afin siberian. Iar aici am altoit al doilea curmal chinezesc. Am altoit aici. Am dat eu cu var și nu prea să mai vede, dar în orice caz, sper că vă prindeți unde este altoiul. Și aici la fel. Și am pus rămurele, dar pentru un altoi pus acum 2-3 săptămâni, e imposibil să poți arăta, să poți vedea semne de viață, că s-a prins de acum. E imposibil, deci trebuie să mai dureze la asta. Pleacă mult mai târziu, pus din altoi acum. Cel de anul trecut a intrat deja în vegetație. Să vă mai arăt verigă care înflorește singura din lume, care în momentul de față pregătește N și N bobori de flori. Niște inflorescențe de alea de 15 cm diametru, albe, cu sute de floricele. Dar în momentul de față doar pregătește boboci. Mai durează cam 2-3 săptămâni până va înflori. Însă am altceva care a înflorit în momentul de față. Acești crini olandezi superbi. Alții se pregătesc, alții deja au înflorit. Așa e pe la mine prin curte. Tot timpul anului trebuie să am flori de tot felul. La mine tot timpul anului înflorește câte ceva. Și ăștia, ăsta e doar început. O să fie mult mai mulți. Și pe aici sunt câțiva. Bineînțeles, o să mai fie. Pe alții, că acum văzui. I-am pus pe acolo, dar am uitat să ia stup. O să ia stup ulterior. Crini. Pe alb, frumos, cam un metru înălțime. Foarte frumos și acum o să înceapă și cei portocalii. Dar ăștia sunt cumva de aia, comuni, care au mai toți. Bineînțeles, pe acolo sistemul de picurare decât cu două rânduri montate, că atât am pus deocamdată, trebuie să s-a plăcut. Și multe altele, multe altele. Cachii ăsta, a doua oară în mugurit, că prima dată au degerat toți când a dat minus 7 grade acum câteva săptămâni, dar și-au revenit. Acest cachi, tot la fel, toți mugurii a avut degerați. Deci după zile, săptămâni cu 15-16 grade, a venit minus 7 grade. Și au degerat toți mugurii. Dar s-a hotărât să mai dea din ce a mai reușit și el să mai găsească. Și ce credeți? A dat direct cu flori. Domne, nu s-a lăsat. A dat cu bobocii de flori. Deci mâncăm cachi giro anul acesta. Păcat că n-au avut toți mugurii. Dacă avea pe toți și mâncam 30-50 de cachi. Dar așa, asta e. Din 2-3 muguri mai mâncam și noi. Uitați bobocii de flori. Mă rog, sper să se vadă. Ăștia vor înflori în curând. Și tot așa e la fiecare mugur. Fiecare lăstar pe care l-a mai avut și el viabil a dat deja cu boboci de flori.
La subțioara fiecare frunze se văd. Bun. Ăștia ca ăștia. Totul. Ia uite albinuțele. Nabelea că au rămas fără apă. Bă, buburuzelor, mă, ce faceți, mă, voi aici, mă? Ce faceți, mă, voi aici? Ați venit să beți apă, mă? Bă, eu n-am apă, mă, degeaba mă pipă-i, mă linși cu limbuța aia. Eu n-am apă, ia și bea de acolo. Doar astea vă că spațiile are, au intrat la iernat, la iernat, la dormit. A venit seara și se bagă toate la... Vine acasă și se bagă la somn. Albinuța asta ce are de gând? Să odihnește la mine pe mână? Du-te mă la culcare la tine, mă. Hai, hai, du-te înăuntru. Uite, hai, te las, du-te înăuntru. Așa. Te sete, micuțu, ha? Te sete? Trebuie să bea pic. De, ai muncit toată ziua, e normal să-ți fie sete. Ups, te-ai săturat, mă? Te-ai îmbătat de la apă? În fine. Cum știți la mine, eu la orice, la migdal, la orice, eu am agriși, coacăzi, fel de fel, coacăzi și agriși, sau afini siberieni, pujanul ăsta, la orice măr, păr, orice pun. Ia uitați, păr pus de anul ăsta și la bază agriș fără țepi, care, din câte observați, e plin de agrișe. Oriunde ne uităm, vedem agriși, dar micuțe pentru că practic de acum încolo începe să le formeze, de-abia a căzut floare. Dar cert e că e plin. Și așa sunt toți. Și la cachi, ăsta a dat mai târziu, a intrat în vegetație și a scăpat de acel ger. Și rest, coacăzi agri și tot afinii siberieni, toți sunt plini. Toți sunt plini. Afinele siberiene, pe vremea asta, mai au puțin și o dă încoacere. Că la jumătatea lunii mai, se coc. A, sunt ascunse pe acolo, pe sub un tufișul ăsta de 30-40 de centimetri. Eu ăștia și ăștia sunt plini. Plini de fructe. Sunt plini, plini, da? În fine, sunt pitite pe acolo. Pitite pe sub... A unele de-abia a căzut floare, altele sunt deja făcute. Făcute. Oarecum au apărut. Se văd. Am pentru dumneavoastră, dacă doriți, roiniță. E mult mai tare decât menta la miros, mult mai aromată, o aromă mult mai specială, atrage albinele, dacă puneți din asta într-un stup gol, gata, vin roi. Dacă vreți, am plântuțe la ghivecel. Și multe altele. Pe aici, mentă, salvie, care deja începe să înflorească. De toate, am de toate. Smeură galbenă, smeură neagră, smeură roșie, kiwi de magazin. Că tot îmi spunea mie unul dintre abonați că Doamne, el are Shimanovski și că e kiwi cu fructul mare. Păi Shimanovski e mini kiwi, are fructul la căstrugurile. Cât cere așa practic. Ăsta este kiwi de magazin cu fructul cu păr. Ca să știe și acel domn.
Și nu are așa ceva, are frunza ascuțită ce are el? Sau dacă cumva are frunza asemănătoare, e geni. Are puf, dar e fructul mic. Și nici de cum Dr. Szymanowski. În cel mai rău caz, mini kiwi să aibă, da? Dr. Szymanowski e altceva. Ăștia sunt kiwi de magazin, că tot ne dăteam pe acolo noi cunoscători. Știe persoana la cine mă refer. Da? Ăsta este kiwi de magazin. Cu puf. Frunzele astea frumoase, mari. Dar o să vă arăt și Dr. Szymanowski. Ca să înțeleagă despre ce e vorba. Ăsta este Dr. Szymanowski. Mini kiwi. Dr. Szymanowski. Care, la maturitatea plantei, va avea frunza în trei culori. Roz, verde, alb. Încă nu, pentru că este plantuță mică pusă de anul ăsta. Am și altele mai mari, dar ca să știți. Vă salut!